Primăria de la Barcelona vrea să îngrijească sănătatea mentală a locuitorilor cu mai multe zone fără trafic rutier. Un experiment început acum 10 ani demonstrează că localnicii din astfel de cartiere se pot plimba mai mult și pot să interacționeze cu vecinii. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Felix Damian, editor corespondent al FNews în Spania. Bine te-am găsit, Felix. Care este ideea Primăriei de la Barcelona cu privire la proiectul zonelor verzi ca spații de liniște? Ioana, sunt gândite ca niște oaze de liniște și de relaxare care să cuprindă practic întregul cartier. Se discută despre o propunere ambițioasă cunoscută sub numele de Axa Verde a Barcelonei. Guvernul local intenționează să extindă un proiect care a fost testat în trei cartiere, Poblenou, Horta și San Anton. Ideea este de a crea o rețea de drumuri mai liniștite, care să facă mai ușor și mai sigură deplasarea pe jos sau cu bicicleta și să crească numărul spațiilor publice verzi în care vecinii să poată interacționa liniștiți între ei. În loc de bare de protecție pentru trafic, străzile ar fi mărginite de copaci, parcuri de joacă, piste pentru biciclete, bănci și piețe publice. Și cum a funcționat proiectul până acum în Barcelona? Proiectul se numește Superia, Superblocuri, și a început în 2013. A fost creat un grup de străzi mai verzi și mai liniștite în trei cartiere mai mici, Poblenou, Horta și San Anton, care sunt în mare parte închise traficului și unde locuitorii se pot juca și pot socializa pe stradă. Un sondaj făcut recent în rândul persoanelor care trăiesc în aceste zone arată că oamenii s-au bucurat de o odihnă mai consistentă, de o socializare crescută și de o poluare acustică și aerului mult mai redusă și mai puțin percepută. Ei au mai indicat și faptul că zonele sunt mai liniștite, mai confortabile și mai sigure, ceea ce le face mai ușor să interacționeze. Cum arată datele culese de oamenii de știință din aceste cartiere verzi, cum le-ai numit tu? Confirmă percepția localnicilor. Un studiu al Institutului de Sănătate Globală din Barcelona spune că proiectul Axa Verde, dacă ar ajunge să fie implementat în tot orașul, ar putea preveni cu 14% percepția de sănătate mentală precară în rândul locuitorilor și ar reduce și vizitele la specialiști în sănătate mentală cu 13%. De asemenea, ar reduce consumul de antidepresive cu 13% și cel de sedative cu 8% în fiecare an. Poluarea fonică provocată de trafic a fost legată de altfel și de alte studii de stres, insomnie, anxietate și depresie, în timp ce calitatea proastă a aerului din orașe are și ea efect asupra sănătății mentale, provocând demența sau accidente vasculare cerebrale. Felix, îți mulțumesc!